innamorata. Crema di Aggiungiamo un po' di arachide. arachide, questo lo trasformiamo in crema con cacao. Ciò che abbiamo bisogno di 250 di arachide, io le ho comprate acele serate, sunt și prăjite. Dacă le aveți crude, le prăjiți în cuptor circa 5 minute. Așa. O să mai avem nevoie de 2-3 linghi de ulei. O să îndulcim cu miere de albine sau cu zahăr, ce ne dorește. Și aici am 15 grame de cacao. Așa. Și mai întâi o să începem să facem untul nostru de arahide. Ia uitați-l cum arată. Vedeți? Cam așa arată. Îl facem O să imediat pun împreună alunele aici, înăuntru. Așa. O să pun și căpăcelul. Și acum am să mixez. Sper să nu fie prea mare gălăgia. Acum cred că este gata. O să scot să vă arăt cum arată. Vedeți? Cum arată untul de arahide. Și îl puneți în borcanel. Ia uitați așa. Ia uitați, eu l-am pus în borcanel. Vedeți? Este aceeași consistență. Așa, punem la loc. Punem căpăcelul și apoi îl dăm la frigider. Unt de arahide. Punem și o etichetă ca să știm despre ce este vorba. Și acum, în untul nostru de arahide aici am să pun lamele din nou. Peste untul nostru de arahide vom pune 2-3 linguri de ulei. Așa am să le pun așa cu lingura. Să punem una, două, să punem trei. Așa, trei linguri de ulei. Acum o să punem și două linguri de miere ca să îndulcim. Dacă alunele voastre sunt dulci, adăugați și puțină sare. Ale mele sunt sărate și nu mai pun. Așa. Și adăugăm și cacao. 15 grame de cacao. Deci la 250 de grame de alune. Acum o să punem capacul și mixăm. Să vedem cum este. Deci dacă e nevoie, mai adăugăm puțin ulei. Și am să mai pun încă o lingură de ulei aici. Așa, deci 4 linguri de ulei am pus. Așa. Și acum mixăm bine totul. Să vedem. Cred că este gata. Ia uitați. Crema de ciocolată cu arahide. Și acum o putem pune într-un borcan. Uitați, vedeți?
Așa, putem îl pune într-un borcanel. Așa. Sau într-un vas. Într-un vas cu capac. Și o țineți la frigider. Aici avem crema noastră de arahidi cu cacao, cu miere de albine și am pus și două linguri de ulei. Și din untul de arahidi am făcut această cremă, o cremă tip Nutella, dar nu este Nutella pentru că am pus arahide și nu alune de pădure. Dar cam așa este. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă pup dulce, vă doresc multă, multă sănătate. Și ne vedem și mâine să facem ceva bun împreună. Vă pup, la revedere și o zi frumoasă în continuare. Pupici, mulți pupici, vă doresc și multă, multă sănătate și numai bine. La revedere!